Bună ziua, ne aflăm în comuna San Andrei, unde aici am crescut, zona în care domnul primar și cu domnul Sima a încercat să facă, în loc să facă o zonă verde sau un parc de copii sau cu totul altceva, unde am cerut eu în Consiliul Local să se facă un parc, un loc de joacă, un parc de copii și un cămin de bătrâni. Ne aflăm aici, iar acum găsim cu totul altceva, găsim niște resturi menajere, niște betoane și tot felul, gresie, faianță, rigips și tot felul de mizerii. Vis-a-vis avem firma domnului Sima, care este în colaborare 100% cu primăria San Andrei, toate lucrările și tot ce efectuează el în raza, pe raza comunei San Andrei. Dânsul este aici cu o locație care este ilegală, care am și discutat în ședința de Consiliu Local problema aceasta, am și pus pe grupul comunei San Andrei, pe grupul de Consiliu Local și pe comuna San Andrei, în care avem un gard de beton care este neautorizat, care are un depozit de materiale de construcție, unde ține toate utilajele și care este totul este ilegal și fără niciun document. Prezentând în ședința de Consiliu Local toate problemele acestea, domnul Ovidiu, arhitectul, spune da, este adevărat, nu are autorizație, este un gard de beton și se află pe un teren care, de fapt, este al comunei San Andrei. Noi am scos astăzi un CFE-ul, în data de 14.03.2024, în care vi-l prezint acum, în care scrie clar, proprietarul este comuna San Andrei. Nici de cum Sima nu este închiriat, nu este concesionat, deci nu este nimic. Deci el stă aici de vreo 3 ani de zile, 4 ani de zile, fără niciun document, fără a plăti taxe și impozite, fără a avea pe locația aceasta nimic. Mă află alături de Raul Chifan și de Fănuț. Aici avem și documentele în care reiese acest teren este al comunei San Andrei și de fapt ei au vrut să facă un schimb de teren cu domnul Sima, iar noi am câștigat în instanță acest proces definitiv și revocabil după un an jumate de instanță, cu ajutorul consilierului local, cei patru care, de fapt suntem cinci cu mine, care am făcut o plângere către judecătorie și către prefectură, în care s-a aprobat, am mers în instanță timp de un an jumate și am și câștigat definitiv și revocabil. Câștigând, domnul primar nu mai poate să facă schimburi cum făcea până acum cu 10 voturi, îi trebuie 11 voturi. Și acele 11 voturi nu mai le are. Din păcate, oamenii trebuie să înțeleagă că dacă vom face tot schimburi și vom vinde toate terenurile din această comună, nu o să mai avem nimic și în loc să putem face, să dezvoltăm comuna, să putem să facem o școală, o grădiniță, pe fonduri europene sau pe alte proiecte ce se pot face, nu mai putem face nimica. Voi când ați închiriat acest teren, mi-aduc aminte că ați avut o discuție în Consiliul Local în care vi s-a spus că aici este foarte multă mizerie, se va sana zona și văd acum că e mai multă decât era înainte. Zona nu e sanată. Domnul consilier, ce spui de treaba asta? Da, din păcate noi am propus de nenumărate ori să ecologizăm aici zona, să se facă curățenie. Ni s-a promis de nenumărate ori în Consiliu că se va face, dar după cum vedeți, se urmărește cu totul și cu totul altceva. Lumea trebuie să înțeleagă că 4 ani de zile ne-am luptat pentru astfel de terenuri, pentru a le opri de la vânzare sau de la licitații publice, pentru că o să ajungem să vindem tot ce mai are comuna, o să ajungem să vindem tot ce mai are Consiliul Local și nu vom putea să mai facem nimica. Din păcate, suntem în minoritate în Consiliu și din păcate asta a fost și scopul. A fost scopul de a minimiza voturile din Consiliu pentru a putea trece toate proiectele administrației actuale. Și noi tot timpul ne-a luptat și a trebuit să ajungem în instanță unde să ne căutăm dreptatea. Lumea trebuie să înțeleagă că dacă administrația din San Andrei nu va fi transparentă și nu se vor interesa de astfel de terenuri, nu se vor interesa de astfel bunurile, de parcele, de bunurile comunei, la un moment dat noi nu o să mai putem
efectiv, dacă nu avem majoritate, dacă nu suntem susținuți, să ne luptăm cu actuala administrație. Cred că ar fi cazul să, în funcțiile pe care le aveți de consilier local, să faceți o hârtie scrisă către Departamentul de Mediu de la Primăria Sân Andrei și dacă nu primiți răspuns, există și instituții mult mai sus, Garda de Mediu. Deci noi am și făcut niște reclamații, dar de fapt în fond nu s-a întâmplat momentan nimic, deci n-am primit niciun răspuns, nu știm nimica. Am făcut tot felul de sesizări, după cum știți, am încercat să mă lupt și să fac ceva pentru comunitate. Bineînțeles că nu singur, de aia am ajuns să fim 5 consilieri uniți, pentru că am încercat să facem ceva pentru comunitate. Vânzând tot, nu o să mai avem ce să mai facem, exact cum a zis Raul, nu mai putem să dezvoltăm nimic. Vom cumpăra de la alții care au făcut schimburi de teren, tot cu Primăria Sân Andrei, noi vom cumpăra cu 100 de euro metru pătrat. Iar noi cum vom dezvolta comunitatea? Pentru că nu avem o școală, nu avem un after school, nu avem grădinițe, nu avem... Deci tot am vândut. De 12 ani, domnul primar tot spune că el nu a vândut nimic. A vândut tot ce mai avea Primăria Sân Andrei. Școli, grădinițe, toate de la Caran, de la Sân Andrei, de la Iaz. Deci totul s-a vândut. Deci nu mai putem să vindem în continuare. De 12 ani tot vindem. Noi în loc să cumpărăm. Deci eu nu vreau să zic că fostul primar a fost mai bun, dar trebuie să nu uităm un singur lucru. Grădinițele care domnul primar Coma le-a vândut, domnul primar Deme le-a cumpărat. Deci grădinița din centru, casa cu tradiții, la fel. Deci acum 12 ani s-au cumpărat niște bunuri, iar acum domnul primar le-a vândut. Și nu mi se pare normal, în loc să adunăm pentru comunitate, noi vindem. Deci nu putem să mergem tot așa cu sistemul ăsta. Iar dacă noi spunem ceva, domnul primar spune că noi să facem scandal în Consiliul Local, că noi suntem împotrivă. Nu suntem împotrivă, n-am fost împotrivă. Noi cinci, spune că voi sunteți opoziția. Noi nu suntem opoziția, noi vrem să facem ceva pentru comunitate. Asta nu înseamnă că dacă vine cu un proiect să facem un drum, să facem un asfalt, să facem ceva, nu am fost de acord. Dar, de exemplu, acum am negociat cu domnul primar să încercăm să facem canalizarea. Nu am fost de acord să vindem cele trei parcele care le-am vândut până la urmă lumei, că ne-a promis că bagă canalizarea. Și acum ne trezim pe internet să verificăm că domnul primar dă o lucrare de 200.000 de euro în curtea școlii la domnul Sima, exact la proprietarul care suntem noi aici, adică care stă ilegal, și punem de 30.000 de euro flori pe stâlpi. Păi, nu știu cum să zic eu, dacă vi se pare normal. Deci noi am vândut niște bunuri să punem flori pe stâlp, vi se pare normal? Sau noi trebuie să dăm drumul la canalizare? Deci suntem în 2024 la 10 km de Timișoara și noi nu avem canalizare. Și ne apucăm să vindem în fiecare lună, tot mai vrem să vindem ceva, mai vrem să vindem ceva. Deci nu se poate să meargă la nesfârșit cu minciuna.